De dimineața, oameni! Astăzi am decis să filmez un vlog pentru că am observat că asta vă place mai mult și că mereu primesc întrebarea când mai faci vloguri. Așa că am zis de acum încolo, când am idei pentru videoclipuri și aș putea să le incorporez într-un vlog, o fac asta foarte ușor și așa vă las să mai vedeți ce mai fac și eu cu viața mea. Seara m-a dormit destul de târziu pentru că am stat să termin de editat un videoclip pe care o să-l postez acum și în mod normal dimineața mă trezesc și ies alerg și apoi îmi fac exercițiile, dar astăzi o să fac altfel, o să postez materialul și eu de obicei îmi postez materialele la 10 ora, deci din Danemarca, 11 ora României, pentru că îmi place să aveți ceva să vedeți dimineața. Și apoi o să ies la alergat ceva mai târziu. Dar acum o să fac patul, o să mă schimb, mă duc la baie, îmi fac ritualul, o să fac ceva super rapid de mâncare și apoi să mă apuc de treabă. Ok, am postat videoclipul și acum mă tot uitam și mă gândeam că nu reușesc să-mi dau seama ce
fel de, nu știu, serie aș vrea să fac anul ăsta, aș vrea să fac ceva nou, însă n-am nici măcar idee ce. De obicei, în fiecare an sunt diverse trenduri care apar pe YouTube și chestii și na, ai, poți să te inspiri sau îți vin idei sau poți să faci varianta ta unei anumite serii, dar anul ăsta nimic, nimic. Nu, parcă nici nu văd ceva ce-mi place. Nu vreau ca anul acesta să fie despre COVID-19 și atât. Vreau să fac ceva mai... să fac ceva normal. Deși mă gândesc că odată pe săptămână să am un vlog și apoi să am încă un videoclip despre totul altceva. De ce țin neapărat să încep să vloguiesc mai mult? Mi-am dat seama că, nu știu, m-am deconectat oarecum de la YouTube și am încercat. Și am început să-mi țin viața ceva mai neapărat privată, dar nu, înainte împărtășeam mult mai multe cu voi și eram mai deschisă și era ușor diferit. Mi-am amintesc de când aveam canalul de vloguri și multe persoane îmi spun că le dor de acele vloguri, de aceea mă gândesc să le readuc. Am rămas în pijamale și zic că ar trebui să mă schimb și să mă apuc de lucru pentru că am de lucru la un proiect. Iar deadline-ul se apropie foarte curând, așa că ar trebui să fiu mult mai serioasă. Ar trebui să fiu ceva mai serioasă și mai responsabilă. Ok, nu știu dacă ați văzut videoclipul în care făceam curățenie generală în dulapul cu haine, dar v-am spus că o să o rog pe mama să-mi trimită pachet de acasă și a ajuns astăzi. Și sunt super entuziasmată, a venit tipul de la poștă cu el, e destul de greu, are 11 kg sau ceva. Sunt surprinsă că a ajuns atât de repede. Cred că l-a trimis acum 2 săptămâni sau ceva și a ajuns destul de repede, e super fain. Și acum o să-l deschid și să scot tot ce e pe acolo, pentru că nu știu ce mi-a pus mama, în afară de hainele pe care le-am cerut și încă să vin așa, așa. Sunt sigură că am mai pus și alte chestii. În principal am vrut mai multe haine de vară, pentru că nu știu când o să ajung acasă și a început să se încălzească aici. Așa că așa avem nevoie de niște haine ceva mai subțirele. Aoleu, ce e aici? Momentul în care toate ambalajele pe care le primesc sunt utile. Da, mi-a trimis mama ceva hainute și mi-a trimis și ceva încălțăminte pentru că aveam nevoie. Și mi-a mai trimis un borcan de miere, le-a vidat așa pentru că, e bine, e foarte riscant. Mi-a trimis ciocolată cu rom, nu cred! Îmi place foarte mult ciocolata asta cu rom, e preferata mea. Mi-a mai trimis niște cutii cu anticoncepționale pentru că aici nu pot să le iau fără prescripție de la un medic ginecolog de aici și nu am apucat să merg aici la ginecolog. Mi-a mai trimis niște unt, mama face unt acasă. Mi-a mai trimis niște bluzițe, niște furtițe, ce am mai zis eu, o cămășuță. Ce e asta? Ah, multe rochițe, multe rochițe, foarte multe bluze și chestii. Dacă vă spun ce e aici, nu mă credeți, dar este cașcaval, tot făcut de mama. Și este, cred că, 1 kg de cașcaval aici, dacă nu și mai mult. Oh, mama a încercat să-mi trimită lăcrămioare prin poștă. Dar s-a făcut nașpa, evident, fără apă și... Da, s-a făcut nașpa, însă văd că cele care au ieșit din pachet au mai rezistat, s-au uscat, așa că o să le tai și o să le presez, pentru că ați văzut că cumpăr destul de des flori, așa că am decis atunci când se ofilesc să nu le arunc și să tai câteva flori și să le păstrez și să le presez, ca un fel de ierbar. Și asta o să fac. Și în rest aici sunt rochițe, mi-a trimis o pălărioară. Mi-a trimis un costum de baie pentru că am zis că ar trebui să am și unul aici. O să le iau și o să le pun pe umeraș și o să le așez imediat. Chiar căutam un motiv să procrastinez și e bine, am găsit. Zic să mă apuc să fac ceva de mâncare pentru că este deja 3:30 și pe la 5 mă gândesc să ies să alerg, așa că ar fi mai ok să mănânc acum și să aibă timp burtica să se calmeze.
cam asta a ieșit, am improvizat și eu cu ce am avut și arată foarte, foarte bine. Și sunt sigură că o să primesc întrebări, de aceea o să vă spun. O colegă de-a mea m-a introdus în minunata lume a cărților audio și la sugestia ei mi-am descărcat script și ai o lună gratuit și poți să descarci cărți și poți să descarci cărți audio și fel de fel articole. Ai fel de fel de materiale pe care poți să le asculti sau să le citești. Iar eu în momentul de față ascult Outlander, este prima carte. Și îmi place super mult și mi-amintește puțin de copilărie, nu știu dacă ați avut și voi, dar eu când eram mică aveam casete pe care le puneam la casetofon și ascultam. Iar ceva mai târziu am făcut rost și de discuri de vinil cu povești. Și mai ales că știu firul evenimentelor din Outlander, e destul de simplu să fac și altceva în timp ce ascult, pentru că nu trebuie să mă concentrez numai pe asta. Și da, e super mișto, vă recomand. Ok, în prima fază am zis că e să alerg, dar apoi mi-am dat seama că va trebui să mă duc la magazin și nu o să am chef să ies de două ori. Mai ales că magazinul e la vreun kilometru, jumătate, așa că o să fac o mică plimbărică până acolo. Dar am zis că trebuie să-mi fac exercițiile, pentru că dacă nu le fac acum, nu o să le mai fac. Ok, am făcut o mică încălzire, am făcut un program pentru abdomene și un program pentru fesieri. Am obosit. O să mă duc să pun niște haine pe mine și o să ies la magazin pentru că văd că s-a înnorat. Sigur o să vină ploaia, sigur o să plouă. E Danemarca, trebuie să plouă. Și toată ziua a fost frumos astăzi, dar eu am ales să aștept până la finalul zilei, când se întunecă, se răcește și, după cum se pare, se pune pe ploaie. Pentru că, bine, de ce nu? Așa că o să mă duc acum. Am ajuns de la magazin și am luat să dezinfectez ce am luat. E ceva ce obișnuiesc să fac când mă duc la cumpărături. Mă cam rup bagajele. În general, mă duc la magazin maxim o dată pe săptămână, poate o dată la două săptămâni și de obicei completez ce nu mai am, pentru că în general am în frigider anumite alimente, în special legume, și se termină destul de repede, așa că cam cu asta completez. Și pentru că tot mi-ați spus că vreți să vedeți ce cumpăr eu în general, o să vă arăt astăzi, arăta ceva ce aș cumpăra, nu știu, săptămânal, poate nu chiar săptămânal, dar o dată la 10 zile, cam așa, 2 săptămâni. Lapte de soia e nelipsit. Apoi între astea am pus mai mult legume, am luat un zucchini, un ardei roșu, am luat niște ridichi, un avocado, desigur, pe care nu o să pun aici, să-l pun în dulap. Un mix sfat dacă vă luați avocado și nu este încă copt. Dacă aveți o banană, le puteți pune unul lângă celălalt și o să se facă moale destul de repede. Și chiar funcționează chestia asta, eu am tot folosit-o. Și am luat și un mic pepene, pentru că mi-era poftă, am luat la un moment dat. Și cred că o să-mi tai o felie în seara asta, dar momentan o să pun la frigider. Trebuie să fac puțină ordine, pentru că am înșirat în frigiderul ăsta foarte mult. Eu mai porc cu o singură fată. Hey, hon! Hi. What's up? Eating all day. Okay. Because I have a lot of snacks this side. So when you like food, you just feel hungry. That's kind of bad. How's your day? I keep myself busy. I just went to the store and got some stuff. And yeah, nothing exciting. I'm not chocolate, desigur. Am luat niște chipsuri, deși nu prea obișnuiesc să mănânc, nu e ceva ce cumpăr prea des. De obicei fac floricele, dar erau la reducere și sunt cele care îmi plac, așa că
Am luat și niște porumb. Am mai luat niște ciuperci. În general mă duceam la piață și luam legume, luam inclusiv ciuperci, așa ca să nu fiu nevoită să le iau în ambalaj cu plastic și mai mult plastic și tot așa. Dar trebuie să limitez cât se poate drumurile cu autobuzul și trebuie să iau autobuzul ca să merg la piață, nu e nicio altă alternativă, e la 4 km din centrul orașului. După dieta cu ouă de acum o săptămână, mi-am luat și eu în sfârșit ouă ca să mănânc ca un om normal. Am luat niște înghețată. La fel nu e ceva ce iau foarte des, eu din când în când. Ce mai obișnuiesc să iau sunt aceste produse vegane și vreau să vă spun că sunt exact ca și carne. Textură până și, nu știu, gust, deși nu prea mai amintesc ce gust are carnea. Și vi le-am tot arătat pe Instagram pentru că le ador și îmi pare că nu cred că se găsesc în România. Brandul este Like Meat și eu l-am găsit prima dată aici în Danemarca și m-am îndrăgostit de el. Este genial și au foarte multe preparate de genul ăsta. Eu am luat Like Nuggets și Like Supreme Burger și chestiile. Și asta e foarte bun. Mi-e place la nebunie, preferatul meu. Și mai au Like Chicken Bites sau ceva de genul ăsta și sunt pur și simplu ca și... ești ca și carnea pentru shawarma, ceva de genul ăsta. N-am cum să o descriu altfel. Și am mai luat niște pâine și și niște suc de portocale. Mai beau uneori dimineața, deși nu sunt mare fană pentru că știu că are foarte mult zahăr. Deși de obicei le verific să văd dacă au extrem de mult zahăr, dar de obicei știu că au. Da, au mult zahăr. Să nu vorbim despre asta. Dar nici sucul de portocale nu e ceva ce cumpăr foarte des. Și cam asta este, să mă duc în frigiderul. Spuneți-mi dacă voi vă țineți pâinea în frigider sau în dulap. Am întâlnit foarte multe persoane ce își țin pâinea în frigider și mi se pare extrem de ciudat. E aproape 9:30 deja, așa că o să mă duc să fac un duș, mă schimb, mă fac cocon, poate mai citesc ceva. Aseară oricum am stat foarte mult cu ochii în laptop și eu cam doare capul astăzi. Nu știu, și voi funcționați așa puțin cu efect întârziat. La mine așa se întâmplă și nici nu am dormit foarte bine pentru că am adormit destul de târziu. Nu e foarte sănătos ce fac, dar în fine. Și am zis că în seara asta o să mă retrag ceva mai devreme și o să mă bag la culcuș. Îmi place să fac puțină atmosferă și în continuare ascult Outlander. Nu las nimic altceva să meargă. Cred că o să mă duc să-mi tai o felie de pepene. Mulțumesc foarte mult că ați urmărit, dragilor, este timpul pentru somn. Spuneți-mi în comentarii dacă vă plac vlogurile de genul ăsta și dacă vreți să vedeți mai mult. Iar dacă vă plac, o să încerc să readuc vlogurile aici pe canal. Vă pup și ne revedem curând. Pa, pa!